Toamna este la 3 zile distanță și în Cluj-Napoca prețurile chiriilor au explodat la propriu. Pentru că cele mai multe apartamente se închiriază la începutul toamnei, proprietarii profită de acest lucru și măresc prețurile pe principiul cerere mare, prețuri cel puțin la fel de mari. În septembrie e focul cel mai mare, adică sunt poate mii de studenți care caută chirii și atunci ești presat, stresat, fugi, alegi după oferta cea mai bună, o prins sau n-o prins. Site-urile de anunțuri și grupurile de Facebook sunt pline de oferte de închirieri. De pildă, un apartament cu 3 camere semi-decomandat, situat în zona centrală a Clujului, se închiriază cu 720 de euro. Și dacă vă gândiți că apartamentul nu își va găsi chiriaș, vă înșelați. Tinerii și studenții care se mută în Cluj caută locuințe în zona centrală a orașului și în cartierele de unde pot ajunge ușor în centru. Marea majoritate vor să fie cât mai aproape de facultăți. Vorbim de cartierele Mărăști, Gheorgheni, Centru, Zorilor, sunt la mare căutare, desigur și aici prețurile sunt cele mai mari. Pentru studenții care poate nu au buget atât de mari, se reorientează către Mănăștul sau Grigorescu, unde sunt ceva mai accesibile. Dacă acum prețurile apartamentelor cu 2 camere se învârt între 380 și 500 de euro în maximum o lună, la aceste sume se vor mai adăuga câțiva euro, preconizează specialiștii imobiliari. În fiecare an prețurile au crescut în perioada iunie-septembrie, chiar și octombrie, pot să zic, după care urmează din nou un declin. Cam fiecare an presim că vor crește puțin costul apartamentelor, în ceea ce privește costul chiriilor mai exact. Nu pot să vă dau cifre exacte pentru că vorbim speculativ până la urmă, dar câteva procente cu siguranță vor crește. În Cluj-Napoca, cele mai cerute apartamente pentru închirieri sunt cele cu 2 camere, iar aici se resimte și cea mai mare creștere a prețurilor.